Salutare lume, eu sunt Realischid și bine v-am găsit la un nou tutorial. În acest tutorial, după cum ați văzut și în titlu, vă voi prezenta cum să faceți o mică animație de Minecraft. Este foarte ușor, am folosit un program extrem de ușor de utilizat. Nu este mare, îl puteți downloada, merge pe orice computer. Dar vă avertizez că după ce terminați animația, fișierul se va salva în format AVI. Ce înseamnă asta? Se va salva într-un fișier mai mare. Dacă faceți o animație foarte lungă, îl va salva în câțiva giga. Deci vă sugerez ca filmulețul, animația respectivă, să o randați cu un anumit program, dacă vreți să o puneți pe YouTube și să o faceți mai frumoasă. Bun, cum începem? Prin a face o animație cu acest Mine Imator. Este o versiune demo, n-am ce să fac, așa este. Vă dau link, aveți link de download în descriere, îl puteți lua și voi. Ok, deci cum facem? Dăm pe New Project, îl numim gen cum vrem noi, test, autor. Vă puneți numele, dar oricum asta n-are importanță și o descriere, de exemplu, așa. Ok, și îl dăm create. Cum începem? Dăm pe acest workbench sau crafting table, un click. Și avem aici de ales mai multe posibilități. Cele mai utilizate sunt itemele, dăm dublu click, avem o sabie, dăm pe library, dăm pe change aici jos și putem selecta orice alt item. Putem selecta un arc, o săgeată, armuri, absolut orice putem selecta. Sau dacă vrem, dăm aici și ștergem. Bun. Avem aici project. Aici este descrierea proiectului vostru și unde îl salvează. Avem aici background. Aici setați voi ziua și noaptea, iar aici setați unde să apară soarele și luna. O demonstrație numai. Luna este acum pe mijloc, dar dacă vedeți, dacă sucesc, apare soarele și tot așa. Ok, eu de obicei o las pe mijloc. Avem aici un ground. Puteți schimba dacă vreți. Avem sky color, adică culoarea cerului, culoarea norilor. Și puteți avea aici o grămadă de opțiuni. Nu trebuie să vi le arăt eu pe toate, mare parte va trebui să le descoperiți singuri. Aici, desigur, avem un ăsta pentru să ne arate itemele și tot. Desigur că putem schimba și textura, dar pe noi ne interesează un om care face o animație. Bun, cum spawnăm un om? Aici avem un om, dăm dublu click pe el și l-a spawnat. Cum umblăm cu el? Dăm la library, ăsta trebuie să fie tot timpul deschis. Putem da change, să-l facem zombie, schelete și orice alt mob. Dar, desigur, putem să dăm aici, la browse și să-l facem, de exemplu, Realischid. Vă va trebui un skin paper. Pentru asta puteți să-l faceți, uitați cum am eu skin-uri paper aici, puteți să-l faceți ce vreți voi. Ok, puteți să-l ștergeți, dar eu am să-l las. Ok, cum îl mutați, e foarte simplu, o să vă dați seama imediat de aceste săgeți ce fac. Asta în părți, asta în față, în spate, asta îl sucește dintr-o parte în alta, iar asta îl sucește în părți. Bine, asta e când vreți să-l mutați, dar deocamdată nu ne interesează. Ok. Cum faceți să îi mișcați capul și restul? Dați dacă click pe el, cum am făcut eu acum, și dați pe cap dacă vreți să-i mișcați capul și să dați jos opțiuni. Iar încep să mă bâlbâi. Ok. Haideți să trecem tot la cap. Putem să-l mișcăm așa. Putem să-l mișcăm așa. Ok. La mâini avem o opțiune în plus, cea verde, în care putem să îndoim cotul, să mișcăm așa, putem să mișcăm așa, sau o putem mișca așa. Ok, cu mâna stângă este același lucru, trecem la corp și aici este tot cam același lucru, puteți să-l mișcați în acest mod, în față, desigur, în părți. Și avem această opțiune care îl îndoie cam de la jumatea corpului. Și îl îndoiți voi cum vreți.
Să-i îndreptăm mâna. Și acum trecem la picioare. Exact același lucru, cu aceleași cercuri. Este foarte ușor de umblat cu el, așa îi sucis piciorul. Așa îl îndoiți de la genunchi. Și așa îl dați în față și în spate. Este simplu. Acum, cum faceți ca să animați să animați și să arate ceva mai bine, nu ca la alții să se miște fără să-și miște picioarele. Ok, avem aici acest interval care trebuie să-l mișcăm tot timpul. De exemplu, vreau să fac cu mâna astfel. După care vreau să o las în jos. Trebuie să-l mișc aici. O să vă arăt imediat de ce. L-am mișcat aici. Ok, după cum vedem, face cu mâna și întoarce. Dacă vrem să facă mai încet, desigur că îl putem muta pe ăsta mai aici și pe ăsta mai aici. Ok, și acum putem începe. Arătăm și lasă jos. Sau putem spauna anumite blocuri. Sau, uitați, anumite blocuri. Desigur că avem aici la library și caracterul meu și blocul. La bloc putem da change, să-l facem orice alt bloc. Ce este frumos la frunze și la saplingi, vă arăt imediat. Doar să avem și patvăd, avem tot felul de lucruri. Dar vreau să vă arăt frunzele, au o animație care se mișcă, puteți să faceți ceva foarte, foarte tare. Avem și double pentu, mi se pare că putem să-i mișcăm floarea soarelui, dar nu m-am înșelat. Ok, desigur că îl putem șterge. Putem spawna un chest. Să-l mutăm gen aici, să-l rotim un pic. Ok, îl mutăm mai aici. Ok, o să vă fie foarte, foarte greu să umblați, pentru că imaginea o să vi se schimbe foarte prost. Este versiune demo, nu prea avem ce să-i facem. Ok. Desigur că în chest putem să îi dăm, să-l deschidem. Putem să spawnăm un item, gen să fie diamond, aș vrea eu. Uitați aici, diamond sau... Oricum, sunt și unele iteme noi care, în mod normal, în Minecraft n-ar trebui să fie. Minecraft Vanilla, mă refer. Și gen, putem să spawnăm diamond. Ok. Mărimea, încă nu cred că o putem schimba, dar putem să îl dăm să sară în sus, gen dacă e pe jos. Putem să-i dăm face camera să se miște după cum vrem noi. Și avem structură 3D, asta este structură 2D, doar puțin să vă arăt. Este plată, pur și simplu, nu știu de ce ar folosi cineva asta. Eu vă sugerez să o lăsați pe cea 3D. Bun, am să-l pun aici în chest. Ok, un pic mai adânc, n-are nimic dacă intră în pământ, pentru că nu o să se observe. O să închidem ăsta. Bun. Să vedem cam ce a ieșit. După... Vedeți, face exact ce l-am pus noi să facă. Puteți să dați astea mai sus ca să vedeți toate animațiile. Am să mut tot, de fapt, în afară de ăsta. Ăsta să-l las aici. Ok. De fapt, o să le mut pe toate aici. Ca să facem o animație mai calme. Ok. Vreau ca și caracterul meu să se ducă să ia itemul respectiv din chest. Foarte simplu. Puteți lucra ceva mai mult la o animație ca să arate ceva mai bine. De exemplu, puteți să-i îndoiți piciorul în așa fel încât să pară că el calcă, iar la milisecunda, tu de ce stai mă așa cu mâna aia? Iar la milisecunda 20 să-l mutați un picuț înainte, ca și cum ar face pasul, iar aici să îndrepte piciorul și să-l îndoaie pe celălalt, să-l mute.
Acum, la cealaltă, facem același lucru, îl mutăm puțin în față, îi îndoim piciorul, adică îl îndreptăm, și îl îndoim pe celălalt, în față, ok. Eventual îl mai mutăm puțin, cam până mai pe lângă chest, și aici îi se va îndrepta piciorul. Ok, știu că am greșit puțin, dar oricum asta e decât așa, mare parte voi va trebui să descoperiți, pentru că, na. Bun, aici vreau să se pună în genunchi ca să deschide chestul. Deci, dacă faceți aceleași lucruri aici și nu schimbați asta, toate se vor face deodată, cele care le-ați pus. Desigur că voi vrea să se așeze în genunchi, jos, nu în aer. Aș vrea să se aplece puțin către chest și să îndoaie puțin mâinile. Ok. Poate să se uite și un pic mai jos și eventual să-l dau mai așa. Bun, mâna asta intră în chest, așa că o să rotim un pic mai așa. Ok. În momentul în care a făcut toate astea, aici se va deschide chestul. După cum ziceam, e foarte, foarte greu să controlați pentru că e versiune demo și se va face imaginea foarte prost. Desigur, tot aici vreau ca mâinile lui să se facă în sus. Ok. Ca și cum ar deschide el chestul. Aici voi vrea să le lase în jos. Nu tot corpul omule, decât mâinile. Ok. Și mâna asta să o lase tot în jos. Iar acum, cam pe aici, să zicem. Dacă e cu cât e mai apropiat, ca tot face mai repede, dar eu le fac mai depărtat ca să facă un pic mai încet. Ok. Iar acum voi vrea să se aplece puțin. Eventual să se aplece el așa și să întindă puțin picioarele. Ok. Iar aici voi vrea să întindă mâna și să o bage efectiv în chest. Ok. Bun. Și în momentul ăla va lua itemul. Ok. Dar este puțin mai dificil să iau un item în mână pentru că programul acesta nu este chiar foarte, foarte bun. Va trebui cam la intervalul ăsta ar fi bine când îi ridicăm mâna, îi se va ridica și capul să se uite așa un pic la diamant. Ok, și tot în momentul ăsta se va ridica și diamantul în mâna lui. Oarecum. E destul de mare, dar cel puțin pot să fac o armură întreagă din el. Ok. Iar mai pe aici, să zicem că se va ridica în picioare, cele din urmă. Dar nu mai lungim, așa că lăsăm decât atât. Ok. Acum, ați dat de la început. Vedeți că el a rămas în anumite poziții, va trebui să-l faceți din nou, pentru că na, sunt bug-uri, nu este o versiune prea bună. De fapt, piciorul ăsta așa ar trebui să fie. Mâna asta nu, trebuia să fie dreaptă. Ok.
Dacă munciți ceva mai mult și vreți să salvați fișierul, nu dați click pe workbench decât treceți cu mouse-ul peste și dați aici save. Iar el se va salva în fișierul unde este Mineinator aici. Și avem aici test, ce am făcut noi, impact, mobi, mă rog, astea sunt alte proiecte de ale mele. Să vedem cam ce a ieșit. Se va duce. După cum v-am zis, nu e chiar reușit. Programul nu este prea bun, dar în mare parte, să zicem, ca să salvați, dați aici. După cum vedeți, îl salvează în AVI, este cel mai bine. Rezoluția vă selectați voi cum o vreți. Eu o să o las așa, pentru că atunci când o randez, o las în 1080p. Sau puteți să o faceți direct Full HD, o dau să vă ia mai mult, dar puteți să o lăsați și HD, nicio problemă. Dați save, vă selectați gen în videouri, unde mi-am făcut eu alte animații, o numim tot test, aveți grijă să-i puneți un nume, dăm save și după cum vedeți ea se salvează. La mine automat se salvează mai repede pentru că am procesor i7 și oricum nu sunt multe animații. Ok, mai are puțin. Bun, ăsta a fost. Programul îl putem închide foarte ușor. Intrăm frumos aici, în videouri. Astea trebuie să le șterg de mult, haideți să le șterg acum. Ok. Și avem aici test. După cum vedeți, calitatea nu este bună pentru că e HD, de-aia o fac eu tot timpul Full HD, pentru că vreau ca lumea să vadă. Unora nu le merge, dar asta n-am ce să fac. Am aici mai multe animații, și cele care le-am postat deja pe YouTube. Ok, cam atât așa cu episodul de azi. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să lăsați comentarii, deja unii mă disperă. E clar, te sun mai târziu. Ok, eu am fost Realist Kid și vă spun ca de obicei, ciao!